Munții de colete s-au format astăzi în regiunea Circului din capitală. Așa, deci, ciocolate, dulci, dulciuri noi iubim, paste, așa, un panetton, iată, sau un mic cadou. Pentru această femeie, a cărei mamă este plecată în Italia de 10 ani, astăzi a fost ziua cadourilor. Pe lângă cozonacul și bomboanele care își vor face ușor loc pe masa de Crăciun, un zâmbet de fericire va avea și micuțul ei de câteva luni. Acum, de când e David în viața noastră, deja primim jucăriele săptămână la săptămână, că una e că-s mai ieftine acolo cu mult și poate și calitatea diferă. Cei veniți să-și le vendice câte cel puțin un colet spun că în mare darurile primite de sărbători din Italia, Franța sau Grecia au rămas aceleași. Ce ați primit din Italia? Bai. Haine, mâncare, cadouri. Panitoanele este care la noi nu sunt, adică poate sunt, dar scump tare. Fel de fel de săruri. Totuși, moldovenii de acasă spun că nu doar primesc daruri, dar și trimit celor plecați bunătăți care nu se găsesc în Europa. Brânza de oie, scumbria, covrijei, răsărită. Șoferii de microbuze spun că în această perioadă sunt mai solicitați ca niciodată. La ei mai încărcat programul pentru că sunt sărbători, este Crăciun, anul nou. La vamă e control ca permanent, ca totdeauna, puțin este coadă. De sărbători, atât polițiștii de frontieră cât și vameșii au anunțat că vor lucra într-un regim special ca să facă față numărului mare de călători.